Astăzi este sâmbătă, 23 iunie 2018, mă aflu în municipiul Călăraș, în crescătoria unui tânăr și pasionat crescător, chiar dacă a început nebunia de la 6 ani, da? Corect. Este vorba despre domnul Stanciu Iulian, pe care am plăcerea să-l salut. Vă salut și îmi face mare plăcere să vin în crescătoria noastră, pentru prima oară. Bine ați venit. Și după cum vă văd așa, cred că o să mai vin și altă dată, să știți. Ce faceți, domnul Iulian? Îmi spuneați puțin mai devreme că această mare pasiune colombofilă a început pentru dumneavoastră la vârsta de 6 ani, da? Este adevărat. Cu ce ocazie? Îmi plăcea foarte mult să mă duc în piață, îmi plăceau foarte mult porumbei. Cred că atunci a fost și prima bătaie zdravă pe care am luat-o de la mama mea. Mai obișnuiam să pot trobăi după mărunții și prin capoate și a constatat acest lucru și a trebuit vreo 2-3 luni de zile să nu mă mai plim prin piață pe la porumbei. Și ați încasat-o, da? Da. Ulterior... Deci n-ați avut pe nimeni în familie, nu? Care să-i placă porumbei? Categorii. La modul general, știu eu, buțani, probabil unchii mei, dar cam atât. Și cât ați reușit să țineți firul ăsta așa, întins, să zic? Am reușit să țin firul întins cam până am terminat liceul, când a trebuit să plec la facultate, automat, ajungând destul de rar acasă. Ați renunțat la ei? S-a renunțat definitiv. Pe la 19 ani am renunțat definitiv. Am găsind locații, încercând să-mi găsesc și timp, lucru care e destul de greu în ziua de azi. Așa este. Am încercat să îmi profesc acum 3-4 ani de zile, m-am reapucat de porumbei. Prima dată la un nivel de plăcere și încet, încet încercăm să fie... Mergeți spre profesionism, nu? Încercăm, deocamdată încă de vrei. Primii porumbei care i-am luat acum 4 ani de zile, i-am luat de la regretatul Alexandru Florentin. Da, îl știți bine pe domnul Florentin? Nu l-am cunoscut în momentul în care s-a lichidat crescătoria, da. Fiul dânsului Victor, din câte am înțeles. Am mers și am achiziționat un număr de 34-35 de porumbei în perioada aia. De urmare, acei porumbei nu pot să spun exact din ce provin, știu că au în spate Catris, Del Bar, exact. Bricu, da. Și cam atât. Din păcate, agendele au ajuns la altcineva, din câte am înțeles, undeva în zona la Târgoviște, cu restul de porumbei, deci destul de greu să-i reconstitui un istoric al porumbelului. Ce să vă mai spun? Eu personal l-am cunoscut bine pe domnul Alexandru Florentin, știu că avea porumbei de mare valoare. Da, în general, am început dânsul... Am filmat mult și în crescătorie. Dânsul juca foarte mult pe... Nu la categoria viteză, dânsul juca în general fonduri și maratoane. Știu, da. Drept urmare, am încercat anul ăsta, constatând că nu am porumbei care să impună la viteză. Am încercat să achiziționez câțiva porumbei. Am fost la domnul Chitianu Weber. Da. Am achiziționat un număr de 30 de porumbei. Și plus de asta... Orice porumbel mi-a plăcut și mi l-am putut permite, l-am băgat cu mare plăcere în crescătorie la mine, da? Deja sunt foarte mulți. Aveți un numeric important. Da, undeva în 350 spre 400. Tot însemnând matcă, zburători, pui, nu? Da. Da. Se vede că aveți păsări foarte frumoase și de valoare. Sunt convins că ați investit serios și pentru ele. Acum probabil că urmează o perioadă de selecție, nu? Da, să vă identificați porumbeilor pe care i-am achiziționat am deja pui. Probabil o să ne facem o impresie mai bună în momentul în care vom reuși. Sperăm anul ăsta să reușim să facem zborurile cu pui. Da. Și știu că v-ați implicat frumos așa și elegant și în sistemul de transport colombofil al Călărașului. Da, a fost. Adică v-ați achiziționat o mașină frumoasă. Da, ideea e că tot timpul noi am depins de alții, nu? În mare măsură de ceilalți din jurul nostru, de fie de Constanța, fie de Ialomița. De multe ori, poate lucrurile nu evoluau atât de bine. Ne trezeam, îmbarcam și la două noaptea, acum deja am încercat să impunem un alt stil și... Un program mai lejer, am... Plecăm pe premiza prin noi înșine. Da. Cu cine am vorbit aici, cu băieții din Călăraș, știu că sunt foarte mulțumiți, că dispun de un mijloc propriu de transport, da, într-adevăr. E una din marile realizări. E un prim pas.
un prim pas, probabil va mai fi și următorul. Da. Următorul care sperăm să-l concretizăm prin un drum la Călăraș. Da, am înțeles că intenționați aici. Trebuie să spunem vizitatorilor site-ul nostru că aveți o locație foarte frumoasă aici, în dezvoltare, și sunteți un bun gospodar. Să ne viziteți, să bem o cafea. Da. Să ne certăm. Aveți să combateți pe teme columbofile, nu? Da. Frumos, într-adevăr. Cred că ar fi singurul și primul columbof cu drum din Călăraș, din județ. Nu știu că nu mai există. Cred că cel mai apropiat este Constanța. Da, Constanța 1 și după aia spre București, nu? Da, categoric, da. În jurul Bucureștiului, acolo, da. E greu, e un program de viitor, dar probabil cu puțină răbdare, cu puțină ambiție, puțin bani, 2-3 lei acum. Știți ce contează cel mai mult? Pasiunea noastră. Da, și implicarea. Dacă pasiunea în principal este foarte mare, sunt convins că proiectele columbofile pe care le aveți, le veți pune în practică. Într-adevăr, pot să spun că pasiunea am suficient de mult, de dovadă că m-am apucat după 23-24 de ani din nou de sportul columbofil. Familia ce vă susține? Sau nu are de ales? Fetele mele, am două fete. Cea mică are 15 ani, cea mare e studentă, are 20 de ani. Să vă trăiască, studentă, da. Studentă la București, deja ea vine mai răruță acasă la o săptămână, două. Cea mică are alte pasiuni. Iubește, spre exemplu, foarte mult câini. Suntem posesori și la câteva potarele micuțe. Pichineși. Da? Suntem posesori și la vreo 2-3-4 pichineși. Dar soția mea chiar am reușit să mă împing destul de mult și chiar îi place. E bine, știți de ce? Că e foarte important dacă... Nu, anul trecut chiar ne-am împărțit porumbeile. Asta e și mai bine. Și era foarte mulțumită în momentul în care mă bătea. Nu, că nu m-a bătat tot timpul, dar... Au zis, sunteți un gentleman, trebuie să o lăsați în primii ani să vă învingă. Categorii, da. Nu? Da. Și după ce prinde gustul așa... Nu, chiar îi place, chiar... cunoaște că sportul ăsta nu se face numai cu mâncare. Da, trebuie și multă pasiune și multă atenție, să le acordați și timp petrecut printre ei. Nu am întâmpinat o opoziție din partea ei în ceea ce privește nebunia. Probabil, fiind doar una, o trece cu vederea. Mă bucur să știți. Când găsesc astfel de persoane pasionate de acest sport minunat, al porumbilor, al concursurilor. E bine că dumneavoastră aveți și posibilității financiare să-i susțineți la cele mai înalte standarde de calitate. Încercăm. Sunt convins că pasiunea nu va... Da, în primul rând e pasiune. E alături și rezultatele nu vor întârzia să apară. Să sperăm. Nu? Sunteți optimist din punctul ăsta de vedere. Da, da. Eu așa vă văd. Da, niciodată nu. Chiar și când pleacă gruntul și mai e un metru, poate vine o rafală de vânt și ricoșează. Domnul Stanciu, vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea acordării acestui prim interviu. O să mai trec dacă... Cu multă plăcere. O să vă puneți în practică și ideea cu columbodromul, poate o să îl mediatizăm. S-ar putea să încercăm, în toamnă să demarăm. Pentru că mijloc de transport aveți, spațiu este din abundență aici. Da, e posibil să mai se implice. Un alt prieten? Da, este posibil să se mai întâlnească. Poate chiar doi. E bine. Acest proiect. Mai ales pentru că eu sunt în faza de începător. Și atunci, în afară de mijloc de transport, locație... Da, o să vă trebuiască. Probabil dă bine și un nume. Da, într-adevăr. Așa este. Vă mulțumesc mult încă o dată. Cu multă plăcere. Vă felicit pentru tot ce ați realizat până acum în sportul columbofil și vă doresc în continuare mult succes. Și vă doresc să mai veniți pe la mine. Că stimă, toate cele bune. Doamne.